cu repetenta clasei, ultima luzăriță, și parcă îl văd și pe ăla amărât acolo, cum așteaptă el și e singur și e ultimul. Așteptarea la Gina în acest moment este cel mai emoționant moment pe care eu l-am trăit până acum în Asia Express. Eu tot ce-mi doresc este să nu fi încurcat foarte mult pe Andra. Asta este tot ce-mi doresc și să nu fi dezamăgit. There at the red flag. Thank you so much. Este momentul în care urăsc cel mai tare steagul, pentru că știu că sunt ultima. De undeva de departe zăresc deja pupitrul Ginei și îl zăresc și pe Bogdan și îl văd că el mă vede și vine, aleargă în întâmpinarea mea. Nu vreau să te văd! Nu-mi place să inspir milă. Nu-mi place ca oamenilor să le fie milă de mine. Nu vreau. Stai acolo, te rog. Lasă-mă să mă duc la Gina. Stai acolo. N-am nimic. Știu în momentul ăla și în mintea mea, știu că eu greșesc și că nu trebuie să am reacția aia, dar nu pot să-mi stăpânesc emoțiile. Bine ai venit. Haide. Îmi pare foarte rău să te văd așa. Urăsc asta cel mai tare. Nu-mi place. Pentru că eu sunt o luptătoare și mie nu-mi place să mă aflu în poziția asta de om amărât. Nu și-a dorit asta. Știu. Dar nici eu nu mi-am dorit ziua asta oribilă. Și să știi că i-a părut foarte rău. Și mie îmi pare rău că o să plecăm acasă. În momentul ăsta sunt... nici nu știu ce cuvânt să folosesc. Mă simt dezamăgit de mine, că nu am putut să o ajut mai mult. Sunt trist că o văd că e supărată, sunt trist că o văd că plânge. Asta mi-a spus toată ziua, că îi pare foarte rău pentru că a greșit. Sunt, știe că n-am nimic cu el, sunt doar foarte, foarte extrem de obosită și... Te cred. Îmi pare rău să vă văd așa. Pot să spun că el a încercat, să știi. Știu. Nu sunt supărată pe el, că nu el este vinovat pentru poziția în care ne aflăm. Vreau să vă văd în fața mea ca o echipă, așa cum sunteți voi pe covorul meu. Gina, care este un om foarte empatic și un om foarte sensibil, a simțit și mi-a preluat imediat starea. Și îmi vine și mai tare să plâng când o văd pe Gina, că și ea plânge. Nu o fac de obicei cu nicio echipă, dar am să fiu sincer cu voi. Nu așteptam să ajung de atât de departe. Asta nu pentru că nu am încredere în voi, ci pentru că este un concurs foarte greu. Și vă admir foarte mult și voi mi-ați demonstrat că împreună sunteți extraordinar de puternici. Și că vă ridicați de fiecare dată, chiar și atunci când am crezut că sunteți dermați și că renunțați. Cred că ăsta este cel mai important lucru aici în Asia Express. Nu când ajungi primul, ci cum faci după ce ajungi ultimul. Cum treci mai departe? Asta înseamnă tărie de caracter, asta înseamnă echipă și asta înseamnă încredere unul în celălalt. Formați o echipă în adevăratul sens al cuvântului și sunt foarte mândră de voi. Așa că fiți și voi mândri unul de celălalt. Da? Învățați din asta și reveniți mai puternici, cum ați făcut-o de fiecare dată. Da? A început și Gina să plângă, mai aveam și eu puțin, dar m-am abținut că sunt bărbat și sunt la televizor. Da, aveam aici plânsul. Vă pup, dragii mei, somn ușor și ne vedem mâine, da? Deși am starea asta, nu-mi doresc să-l fac pe Bogdan să sufere. Știe că fac așa, că sunt supărată și obosită și el știe că eu n-am nimic cu el. Și știu că va înțelege, pentru că mă cunoaște poate mai bine decât oricine. Încerc să-i ofer spațiul de care are nevoie să-și revină, pentru că ea știu că își va reveni. O să povestim și o să se descarce și mâine o să fie totul bine și o să plecăm în cursă și sper din suflet să câștigăm cursa și să rămânem în continuare în competiție.